Avem un program modern la această oră. Documentația, în speță caietul de sarcini, contractul și regulamentul sunt gata, vor fi propuse în prima ședință de Consiliu Județean spre aprobare, urmând ca imediat după aceea să fie ridicată PSA. La acest moment, operatorii vor fi invitați să participe la licitație. Există beneficii pentru operatorii, în speță avem compensații pentru bilete și abonamente, dar și obligații. La nivelul anilor 2022 avem partea aceasta de autovehicule nepoluante, reduceri pentru cetățenii la abonamente și entitatea contractantă dorește să ajungă la un acord pentru partea de sistem de monitorizare a curselor, bilete online, bilete cu cardul, plătite direct cu cardul. Deci, practic, întregul sistem de transport intrajudețean va fi modificat. Pe ce perioadă? Perioada este perioada contractului și a licențelor 2023-2029.